Adriana Bacmuțeanu a ajuns pe mâinile medicilor. Soțul ei a oferit primul ajutor și a făcut tot posibilul să oprească sângerarea. Cei doi spun ce s-a întâmplat după vacanța în America. Am fost în America în vacanță, a fost foarte frumos. A fost surpriza pe care mi-a făcut-o soțul meu. Și am fost cu toții în această vacanță și ne-am simțit foarte bine. A fost puțin obositor. Mai mult obositor, foarte. Dar i-am alergat prin un sfert de America, cam așa. Pe partea de vest. Da. O vacanță în formulă completă. Da. Ce frumos. N-am apucat nici până acum să ne facem vacanța noastră. De părinți și nici nu cred că o să mai apucăm, că încep școlile și este complicat. Dar cel puțin ei s-au simțit foarte bine. Deci am avut și aventuri, am fost și în natură, am fost și la... Mai mult în natură, la Las Vegas. Au fost copiii cu noi, trebuie să-i mulțumim pe toți. Deci, au fost bine. A trecut foarte repede, dar vrem să o repetăm. Pentru că băieților le place foarte mult America și le place unde a dus George. Iar cel mare vrea să se mute deja. Să se mute la mine acasă, George, da? Se mută cu mama, soacră lui Adriana. Să meargă acolo la școală cu băiatul meu. Acum ori avut ocazia să guste o altfel de America. Și un alt fel de viață. Sunt foarte fericită, mă înțeleg bine cu soțul. Mă bucur că a venit. Uite, am avut și un incident exact în ziua în care a venit. Pentru că aveam în casă patru copii. Patru copii, pe unchiu. Pe unchiu. Și am vrut să le fac ceva de mâncare și din greșeală, din cauza vitezei, m-am tăiat într-un pahar. Am ajuns la spital. Mi-a pus George un cordon ca să oprească sângerarea, că îmi curgea sânge foarte rău. Și a fost horror, adică s-au speriat copiii, n-a mai mâncat nimeni, nu mai mănâncă nimeni carne din ziua noi în casă. Și bine, asta e, mai am de stat vreo săptămână cu gipsul ăsta pe mână, dar asta e situația.